Marți 16 iunie de la ora 15 a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Reghin la sediul primăriei. În cadrul acesteia au fost dezbătute cele două proiecte de hotărâri prestabilite pe ordinea de zi, dar și un punct suplimentar. În cadrul comisiilor de specialitate a mai fost adăugat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului de plecări la licitație pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 138 de metri cubi din unitatea de producție numărul 3 Săcal, aparținând ocolului Silvic Reghin. Licitația va avea loc în data de 30 iunie, iar în urma propunerilor, consilierii au votat ca prețul de pornire să fie de 250 de lei. Celelalte două puncte inițiale se referă la proiectul de hotărâre privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea ocupării domeniului public pentru parcul de distracții cu ocazia evenimentului dedicat zilelor municipiului Reghin și aprobarea caietului de sarcini. De asemenea, s-a dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Lubaciov, Polonia, în perioada 19-21 iunie 2015 și aceste două puncte au fost adoptate în unanimitate de voturi. Ședința a fost transmisă în direct la Dar Reghin TV.